Salut prieteni, sunt Angel și astăzi vom face un nou episod din știința din spatele antrenamentului și anume vom vorbi despre umeri. Să zicem că este o grupă care se lucrează mai greu, deoarece are 3 capuri și fiecare trebuie lucrat individual, nu e ca la piept că orice-i face oricum lucrează. Deci trebuie exerciții speciale pentru fiecare parte a umărului. Așa că intrăm în prima parte, haideți să vedem cum arată umărul și din câte părți este format. Și ne vom uita la această poză. Vedeți, aveți în față cu roșu deltoidul frontal sau partea din fața umărului, cu verde deltoidul lateral sau cel median sau partea laterală a umărului, iar cu albastru avem deltoidul posterior sau partea din spate a umărului. Acum haideți să vedem cum lucrează fiecare parte a umărului. Vom începe cu partea din față. După cum vedeți în acest video, deltoidul frontal ridică brațul din poziția lui naturală, cum stă pe lângă corp, ridică în față până la aproape 90 de grade, până la nivelul bărbiei. Apoi deltoidul median ridică brațul din poziție de pe lângă corp în exterior, în lateral, tot până la nivelul bărbiei, la 90 de grade. Iar deltoidul posterior, ce să vezi, duce brațul în spate. Da? La fel, când vorbim de braț, ne referim de la cot în sus, da? Deci putem duce, să zicem, doar coatele în spate, nu este necesar să fie și palma în spatele corpului. Ce trebuie să avem în vedere când lucrăm umerii? Trebuie să avem în vedere să izolăm într-un oarecare fel și să și supraîncărcăm, deci nu doar să izolăm, să lucrăm și mișcări compuse. Este foarte bine să avem să lucrăm toate părțile umărului, deoarece ne va da o senzație 3D. Aceasta este o poză cu mine recentă. Dacă, vedeți, dacă nu ar fi existat acea bucățică de carne care este deltoidul posterior, acel mușchi mititel, ar fi arătat ciudat, umărul ar fi arătat ciudat. Deci de asta este bine să avem o simetrie oarecum. Încă nu este perfect, dar oricum am evoluat destul de bine în ultima vreme. Mai de mult vă voi spune exact ce greșele am făcut și de ce eram deficitar la umeri. Acum cât de cât sunt cam la fel cu celelalte părți ale corpului. Acesta este Dexter Jackson. Vedeți, cam așa ar trebui să arate niște umeri de nivel foarte înalt. Vedeți, sunt 3D. Din față și din spate arată foarte bine și se îmbină foarte bine cu trapezul, cu partea de sus a trapezului și cu tot spatele per total. Înainte să trecem la exerciții, probabil ați sesizat în momentul în care am prezentat funcțiile umărului că nu a apărut împinsul deasupra capului. Haideți să vorbim despre asta un pic. Împinsul deasupra capului este un exercițiu foarte celebru când vine vorba de umeri. Majoritatea știți doar acest exercițiu când vine vorba de umeri. Ce lucrează el? Lucrează în 90% partea din fața umărului. Veți auzi că lucrează și partea din spate și lateralul și lucrează tot umărul per total. Este oarecum adevărat, doar că partea laterală și partea din spate este lucrată foarte, foarte puțin, încât dacă vei face doar împins deasupra capului, în niciun caz nu vei avea umeri ca aceștia. Acel video pe care l-ați văzut este pe un site medical. Îți arată mișcarea naturală a unui mușchi. Deci, corpul nu a fost gândit încât să împingă chestii deasupra capului. Nu așa a fost gândit să fie lucrat acel mușchi. Medicii au descoperit, de fapt, oamenii de știință care au făcut studii pe chestia aceasta, au descoperit că împinsul deasupra capului este un exercițiu bun, dar afectează foarte mult umărul pe termen lung. Și au ajuns la concluzia că beneficiile pe care le ai din punct de vedere al masei musculare nu merită în comparație cu accidentările pe care s-ar putea să le ai sau de durerile pe care le vei avea sau riscul pe care l-ai, de exemplu, dacă te-ai accidentat la umăr, nu mai poți face triceps ca lumea, ridică tu brațul deasupra capului să faci extensii deasupra capului în momentul în care te doare umărul incredibil sau împinge tu la piept în momentul în care abia ți-a sărit umărul. Deci,
riscurile dacă vei avea probleme cu umărul nu-ți va afecta doar antrenamentul pentru umeri, ceea ce este destul de trist. Așa că mă veți întreba, este până la urmă esențial acest exercițiu? Părerea mea, care se unește cu mai multe păreri științifice, este că nu. Veți auzi cu siguranță că da, dar vă pot arăta o grămadă de exemple de oameni care au deltuiți foarte impresionanți fără să fi făcut împins vreodată. Adică nu vreodată, dar să nu se fi bazat pe exerciții de împins. Dacă vreți să faceți împins, rețineți că este pentru partea din față a umărului, deci să nu vă gândiți că lucrați extraordinar tot umărul doar prin împins. Acum, haideți să o luăm pe rând. Pentru partea din față vom face ridicări frontale cu ganterele prima dată cu priză neutră sau cu priză ciocan. De ce? Deoarece cred că izolează mult mai bine acel deltoid frontal. De asemenea, puteți face și cu priză normală în momentul în care palma este către sol. Vă veți ajuta puțin de partea laterală a umărului, nu este chiar o problemă. Este mai mult o chestie de preferință. Ambele variații sunt foarte bune. La fel, puteți încerca și această variație doar de dragul variației cu bara Z. Dacă vreți să folosiți greutate foarte mare, v-aș sfătui să vă așezați cu fața pe o bancă înclinată, deoarece greutatea pe care o veți arunca în fața corpului vă va pune presiune pe coloană. Mușchii spatelui vor lucra foarte mult să stabilizeze corpul în momentul în care greutatea este departe de corp. Așa că dacă plănuiți să faceți 6-8 repetări la această mișcare, așezați-vă cu fața pe o bancă înclinată și ridicați de acolo. Dacă faceți 12-15 repetări, nu va fi o problemă. Apoi vom trece la partea laterală, care cred că este sublucrată. Ar trebui lucrată mult mai mult pentru a-ți da acea formă, acei umeri rotunzi. Deltoidul median este foarte important, de fapt el dă rotunjimea umărului în lateral. Așa că vă voi arăta un exercițiu izolat, da? Ridicări laterale le puteți face de jos, din picioare, cu pieptul în față și ridicați până la 90 de grade, ce este mai sus va intra foarte mult trapezul. Iar noi vrem să ținem tensiunea și încărcătura pe deltoidul median. Apoi, o variație pentru acest exercițiu pentru a ajuta să supraîncarci mușchiul. De exemplu, împinsul la piept pentru piept, da? Supraîncarcă mușchiul, deoarece este o mișcare compusă, te ajut de umăr, de triceps, pentru a ridica mai mult decât ar putea pieptul în mod normal. De exemplu, de asta nu poți să faci fluturări cu aceeași greutate cu care faci împins. La fel și la umeri. Pentru a supraîncărca umărul, ai nevoie de un mușchi să te mai ajute, da? Care ar fi acela? Ar fi trapezul. Așa că a apărut acest exercițiu care folosește și trapezul pentru a ridica greutatea. Practic, tu dacă, să zicem, faci în mod normal, de exemplu eu, fac în mod normal cu 15-17 kg, ridicări laterale, 12 repetări, fără probleme. Apoi acest exercițiu îl fac de obicei cu 25, cam așa, 25 de kilograme pentru a supraîncărca partea laterală și credeți-mă, funcționează foarte bine, vă invit să încercați. Mai este o variație pe care nu am filmat-o, exact așa, ridicări laterale cu cavurile. Aveți acel mâner de jos și ridicați, puteți din față sau din spate să ridicați în lateral, la fel lucrează foarte bine partea laterală. Acum vom trece la partea din spate a umărului, care este de obicei neglijată și este foarte păcat. Ca să faceți un test, puteți să vă uitați în oglindă pe lateral și să vedeți dacă umărul este perfect simetric față-spate. În mod normal, fața, de fapt nu în mod normal, în mod obișnuit. În mod normal ar fi să fie simetric, dar de obicei partea din față este mult mai dezvoltată. Acest lucru vine și datorită antrenamentelor pentru piept, deoarece partea din față lucrează și în zilele de piept și la foarte mult împins. Și dacă veți face împins deasupra capului, ridicări frontale, împins pentru piept și așa mai departe, evident partea din față se va dezvolta mai mult decât cea din spate. Așa că să trecem la fluturările inverse pe bancă. Este un exercițiu foarte bun care lucrează deltoidul posterior exact așa cum trebuie. Apoi, iarăși o variație, fluturările inverse cu cablurile. Este exact aceeași mișcare, doar că folosiți cablurile. Este un pic mai bună deoarece tensiunea vine invers și în acest punct avem tensiune, spre deosebire de gantere când sunteți jos,
nu mai aveți tensiune pe mușchi. Dar este bine să le faceți pe amândouă și apoi ramatul către față cu frânghia este un exercițiu foarte bun pentru poziție, pentru postură și la fel pentru deltoidul posterior. Am făcut un video mai de mult cu cum să-ți îndrepți postura, practic să-ți dai umerii pe spate. Acest exercițiu este foarte bun și merită făcut mai des. Chiar dacă nu faceți umeri, puteți începe antrenamentul 3 seturi, 15 repetări cu acest exercițiu pentru a vă îndrepta postura în caz că aveți probleme. Vom adăuga la această serie și supersetul sau exercițiul sau în fine combinația mea preferată. Pentru umeri, gândiți-vă că aceste combinații de obicei le fac la finalul antrenamentului ca un ultim exercițiu pentru a pompa și cât mai mult sânge și ca și finalizator. Deci și avem ridicări laterale izolate, da? 12 repetări și apoi acest exercițiu unde vom ridica bara în timp ce coatele rămân în linie cu umerii, deci așa va arăta, în linie cu umărul și brațul va fi la 90 de grade. Deci așa vom ridica încât să ne intre și partea frontală și foarte mult partea laterală. Este un exercițiu foarte bun de finalizare pentru a pompa cât mai mult sânge în acea grupă. Acum vom trece la greșeli, cam care ar fi greșelile, de ce nu avem umerii 3D, în general deoarece facem prea mult împins și datorită acestui împins ne putem și accidenta. De exemplu, cea mai frecventă accidentare sau mini-accidentare ar fi durerea în interiorul umărului și o simțiți ca o febră, ca o febră musculară în interior și realizați în momentul în care rotiți brațul sau vreți să faceți mișcări ale brațului, vedeți că în interior este un disconfort, un lucru care nu este bun și nu ar trebui să se întâmple. Deci, în concluzie, puteți avea umerii frumoși și 3D dacă îi lucrați complet. Așa că axați-vă pe aceste exerciții, faceți-le cât mai corect și cu siguranță veți avea rezultate. Sper că v-a plăcut acest episod. Până data viitoare, like, subscribe și ne vedem la videoul următor. Pa!